11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, dragi ascultători, câteva informații interesante în deschidere. Lucian Bute depistat pozitiv la testul antidoping pe care l-a făcut după meciul terminat la egalitate cu Badou Jack, un boxer suedez. Acel meci egal l-a privat pe Lucian Bute de centură. El ar fi fost notificat pentru depistarea pozitivă cu o starină, o substanță interzisă, se arată într-un comunicat al Forului Mondial. Deocamdată WBC n-a luat o decizie în privința lui Bute și se așteaptă testul B, cum ar veni contraexpertiza. Dacă va fi găsit vinovat, Gălățeanu va pierde bursa încasată pentru meciul cu Badou Jack, adică 500.000 de dolari aproximativ, și riscă o suspendare de cel puțin 2 ani. Ceea ce ar însemna că în momentul respectiv, practic, cariera lui ar fi terminată. Bute este al 6-lea sportiv român, zice prosport.ro, depistat pozitiv în 2016, după Liviu Dumitrescu, Caia Canoe, Mirela Lavric, atletism, Mihai Donisan, atletism, Claudia Ștef, atletism și Eva Tofalvi, celebra noastră biatlonistă. Meciul dintre Bute și Badou Jack pentru titlul mondial WBC s-a jucat pe 30 aprilie 2016. Bute a efectuat testul antidoping la Washington, acolo unde s-a jucat meciul. Probele au găsit urme de o starină, o substanță interzisă, am înțeles, din 2008. Dacă meldoniumul, de exemplu, era o porcărie și era o substanță interzisă practic degeaba, pentru că ea nu te ajuta să-ți mărești performanțele, se pare că o starina vine tocmai în sprijinul acesta și ea este decisivă în mărirea performanțelor. Acum, evident, în anturajul lui Lucian Bute se dă vina pe preparatorii săi fizici, spune-se în antecedentele cărora ar mai exista sportivi dopați. Deci Bute ar fi în prostia lui, că întotdeauna l-am suspectat de asta. Deci în prostia lui, în primitivismul lui, el ar fi fost victima preparatorilor săi fizici, pe care cine știe cum i-a ales în această clandestină lume a boxului, unde în general proștii se întâlnesc între ei în mod regulat și unde banii pe care îi câștigă le sucesc oarecum mințile. Deci a dat vina pe anturajul tău este ca și cum atunci când pierzi un proces dai vina pe avocat. Deci cam asta este, n-are nicio importanță. Sau atunci când scrii cu mâna stângă, dai vina pe accidentul pe care l-ai avut la mâna dreaptă. Nu interesează pe nimeni în cazul ăsta anturajul, ești direct responsabil de acest anturaj, așa cum nici banii nu îi împarți cu nimeni. Deci asta nu e o scuză. Faptul că unul dintre preparatorii fizici ți-a inserat la un moment dat substanța respectivă, chipurile fără ca tu să cunoști. Păi evident, toți sportivii din lume vor spune asta. Păi n-am știut. Nu țineți minte cum era la ciclism? Nu știam. Înseamnă că mi-au pus ceva în sucul de portocale. Eu n-am luat în viața mea niciodată. Dar vă reamintesc că v-am făcut testele, n-ați mai băut suc de portocale de 14 ani. Păi atunci mi-a pus în supă. Știți că aveți alergie la supă, nu mai mâncați de mult. Am verificat, ultima supă ați mâncat-o pe 29 decembrie, acum 4 ani. Păi înseamnă că a fost în cerealele cu lapte pe care le-am consumat astăzi de dimineață. Da, testul de ieri. Atunci înseamnă că a fost mâna diavolului. E o făcătură politică. Se găsesc întotdeauna explicații, numai că sportivii trebuie să-și asume și ei în viață ceva. Da? Te-a depistat pozitiv, poate că la contraexpertiză vei ieși ok. Da? Vorba lui Badou Jack. S-a dopat și tot n-a reușit să mă bată. Asta ne însemnând că Badou Jack ar fi curat. Suntem în lumea sportului, fraților. Oh, guys! V-ar fi zis americanii, deschideți-vă bine ochii, suntem în lumea sportului. Aici nu sunt decât farsări. Îmi place când îi mai aud pe unii naivii societății. Printre ei am văzut și vocea lui Cristian Tudor Popescu, care e un fel de impiegat așa de gară de asta de banlieue,
care când se întâmplă câte ceva îi lua la întrebări. Dar ce să spună Cristian Tudor Popescu? Ce făcea Dumitru Tinu? Păi aia cam omis să ne spună. Da? Bine că a reușit să-l recunoască la morgă. Ce să ne spună? Ne-a spus că acum, din punctul lui de vedere, e un actor fals, Lucian Bute. Dar până acum ce a fost Nei cu Sorule? Mata, la ce te uitai până acum? Da? Acum e un actor fals. Vezi să nu fie și Simona Halep o actriță falsă la un moment dat. Sau Irina Begu. Apropo, cele două s-au distrat astăzi la Roland Garros. Prea proaste adversarele lor, ale noastre nu au învățat să se împiedice de așa ceva. Da, o să ajungem și acolo, s-au calificat amândouă în optimile de finală. Irina Begu chiar reușind al treilea meci la rând în care a pierdut un set, dar s-a mobilizat și a reușit să le câștige pe celelalte două. Vom vedea care vor fi adversarele lor în optimile de finală, pentru că deocamdată nu se cunoaște exact. Badu Jack, ca să revenim, spune despre Bute, trișează, îmi place de el, dar nu e ok ce a făcut. Suedezul a reacționat la scurt timp după ce WBC a emis comunicatul cu privire la testul picat de Bute. Tot n-a reușit să mă bată, chiar dacă a folosit substanțe interzise. Am câștigat lupta, de fapt a fost egal și toată lumea a crezut că am câștigat. În primul rând, n-ar trebui să fie o remiză. Din fericire, rezultatul se poate schimba în victorie. Trișează. Este o afacere dureroasă. Poți muri în ring, e rău. Îmi place Lucian ca persoană, e un băiat bun. Dar nu e deloc ok ce a făcut. Îți pui viața în pericol de fiecare dată când intri în ring și adversarul tău trișează. Poți muri, se poate întâmpla orice în ring. L-am lovit tare de câteva ori și și-a revenit foarte bine din lovituri, ceea ce m-a surprins. Când am auzit că a căzut testul antidoping, m-am gândit că are legătură cu modul în care a revenit foarte puternic în ultimile runde. Am crezut că e cinstit. Nu mă așteptam la asta de la el. E, nu e vorba de cinste sau necinste. Aici e vorba de prostie și de sport atât. Sportivii sunt proști. Am spus asta de fiecare dată. Bineînțeles că cei care ne urmăresc ne cred. Sigur că avem dreptate. Că altfel n-am folosit termenii ăștia de fiecare dată când vorbim despre oameni și în general despre sport. Da, Lucian Bute e nesemnificativ. N-a fost niciodată un mare boxer. Evident, a fost un loser de la început și până la sfârșit. Chiar victoriile lui nu strâneau decât niște zâmbete acre, n-aveau absolut nicio valoare. El n-a fost niciodată un sportiv, a fost un nimeni, Lucian Bute. Faptul că acum își încheie cariera după un control antidoping pozitiv nu-l schimbă din această percepție firească pe care oamenii ar fi trebuit să o aibă față de el. Un nătărău și atât. Sigur că au profitat de prostia lui cei din anturaj, evident, dar asta este valabilă în toate sporturile. Ce la atletism n-ai preparatori fizici? La haltere nu ai? La judo nu ai? La fotbal nu ai? Sigur că ei profită de naivitatea ta. Toată lumea știe că sportivii sunt niște proști. Și atunci cei din jurul lor nu sunt chiar atât de proști, că de-aia nu sunt sportivi. Da? Aia profită de tine. Banii ăștia câștigați cu nemiluita de ultimii proști ai societății. Că nimeni nu e mai prost decât un sportiv. Și asta se știe peste tot în lume. Nu vedeți acum polemica asta din Franța, fascinantă, între Deschamps și Cantona? Cantona s-a apucat să spună că Deschamps de asta nu selecționează arabi la națională, pentru că sunt arabi. Pe Benzema și pe Ben Arfa, de exemplu. De aia nu sunt în lot, pentru că sunt originari din Africa de Nord. Și Deschamps e singurul nume francez din lotul naționalei. Da? Asta e polemică. Ăla a zis că îl dă în judecată. Didier Deschamps și-a contactat Liota de avocat să-l dea în judecată pe Eric Cantona, că l-a făcut rasist. Cantona, în primul rând, neștiind un lucru, că Didier Deschamps nu e francez, e basc. Nu e francez deloc. Deci n-are nicio legătură cu asta. Sigur, numele lui de familie sună franțuzește, așa. Dar el e basc. Da, e născut la Bayonne, în țara bascilor, e basc, Didier Deschamps. Și nici el nu e chiar atât de francez precum pretindea Cantona. E cam astea sunt discuțiile între sportivi. Iar Raymond Domenech, fostul selecționer al Franței, întreba și el: dom'le, dumneavoastră, ce părere aveți? Că acum e mare polemică în jurul acestor declarații făcute în The Guardian de Eric Cantona în ziua în care The King împlinea 50 de ani.
Didier Deschamps n-a vrut să le răspundă celor de la The Guardian, dar l-a dat în judecată pe Cantona. Îi va cere ăstuia niște bani. De parcă dacă îți dă ăla niște bani, înseamnă că tu nu ești rasist. În prea înțeleg chestiunea asta. Cu ce te salvează pe tine niște bani în situația asta? Ok. Raymond Domenech, întrebat el ce crede de chestia asta, a zis: cine a spus? Eric Cantona. Care Cantona? Dar cine-i Cantona? Deci, astea sunt discuțiile despre sport în momentul de față. Așa că prietenul nostru, Lucian Bute, să stea liniștit. Nu e nici primul și nici ultimul prost de talie mondială. Ne întoarcem după pauză. E bine, alți 23 de sportivi au fost depistați pozitiv. E vorba de 5 sporturi diferite la Jocurile Olimpice de la Londra, acum 4 ani, anunță astăzi de dimineață Comitetul Internațional Olimpic. Sunt 6 țări care sunt incluse în aceste teste pozitive. Noile analize efectuate asupra eșantioanelor A, în ceea ce privește 23 de atleți în 5 sporturi, reprezentând 6 comitete naționale olimpice, adică 6 țări, care au participat la Jocurile Olimpice de la Londra în 2012, prezintă rezultate anormale, a anunțat CIO într-un comunicat. Pe scurt, toți cei care au fost la Londra acum 4 ani erau dopați. Da? Weekendul trecut, sau săptămâna trecută mai exact, 31 de atleți au fost considerați pozitiv, depistați pozitiv, mă rog, se tot fac diferite teste. Acum se mai adaugă 23 după prelevarea și reanalizarea, să spunem, a acestor eșantioane, acestor cazuri. Nu e nimic ieșit din comun, n-au fost date deocamdată nume, are mai puțin importanță, mai puțină importanță asta. Ceea ce contează este că se vede tot mai clar că sportul nu este decât o fraudă, evident, pentru că, încă o dată spun, sume prea mari de bani trecute în contul unor nevrednici, pentru că până la urmă nu e nicio scofală să faci sport la nivelul ăsta într-o competiție cu oameni modești. Adică, atenție, marile valori sunt rare. Sigur că trebuie cineva să câștige, dar asta nu înseamnă că e foarte bun. El concurează într-o competiție care n-are practic niciun reper. Da? Mari campioni, așa zis, sunt rari. Astea sunt pe degetele de la o mână. Ei nu apar așa dintr-o dată doar pentru că ne uităm noi la televizor. Asta nu înseamnă că sunt mari campioni. Și atunci sunt niște competiții de două lulele de obicei, la care participă tot felul de neaveniți. Sigur că mizele fiind foarte mari, acești tântălăi, în general, recurg la substanțele dopante pentru a câștiga sume pe care nici nu le visează. Prea puțin mai contează după ce se va întâmpla cu ei. Încă o dată, ei sunt niște oameni mici, da, care nu și-ar permite niciodată să facă mai mult de simpla sculărie, și atunci sigur că astfel de sume sunt colosale. Ele te pun la adăpost, îți pun la adăpost familia, păi pentru ce trăiești altfel? Nu? Îți asigură un trai confortabil o perioadă importantă de timp. Riscuri sunt peste tot, ce la sculărie nu riști. Riști să-ți dai cu ciocanul peste degete și acolo nu câștigi nimic pentru riscul ăsta. Sau să-ți prinzi degetele la menghină, dar nu câștigi bani. Trăiești de pe o zi pe alta, pe când aici, fiind la același prost ca la sculărie, numai că într-o competiție la care se uită lumea la televizor sau merge la arenă, tu câștigi banii ăștia. Păi pentru ce ești un erou? Ești un hoț, nu ești un erou. Da? Și nu încetăm să spunem lucrurile astea, atât că în fiecare zi avem dreptate prin testele sau rezultatele care ne sunt comunicate. Vreau să spun că aveam vești mari astăzi, deci dincolo de depistarea pozitivă a lui Lucian Bute și victoria fetelor noastre, prea bune, spuneam, Simona Halep și Irina Begu, pentru mize atât de mici. E bine, în lumea fotbalului, două vești importante. Espanyol Barcelona a anunțat că renunță în sfârșit la Costel Gâlcă. Era obligatoriu și evident, dar a devenit oficial începând de astăzi. Spaniol Barcelona are ambiții pentru sezonul viitor. Nu putea să continue cu
gâlcă în aceste condiții. Tehnicianul român este liber, așadar să continue unde va vrea, poate chiar la echipa națională, măcar în calitate de secund, dacă nu antrenor principal după Euro, pentru că, știți, de ieri seară, conform France Bleu Auxerre, Viorel Moldovan a semnat pe 2 ani cu fosta echipa lui Ghiru. Președintele Guy Cotret a confirmat asta la Radio France Bleu Auxerre. Viorel Moldovan recunoaște și el un contract pe 2 ani cu echipa care a terminat pe locul 8 în Liga 2 franceză în acest sezon. Așadar, iată-l pe Viorel Moldovan în sfârșit în lumea mare, după ce a condus Vasluiu, Brașovul, Rapidul, Naționala Under 21 și este secundul lui Tata Puiu pentru Euro 2016. Se află în cantonament în Italia, unde Naționala va juca duminică împotriva Ucrainei, la Torino este meciul. După care am înțeles, Viorel Moldovan pleacă la Nantes, locul unde a câștigat titlul de campion al Franței cu echipa Canarilor și unde sigur și-ar dori să ajungă odată antrenor. Nantes deocamdată a optat pentru un alt tehnician, spuneam, René Girard este noul antrenor al lui Nantes după ce gruparea din Loire Atlantique s-a despărțit de Michel Derzacarian. Acesta a semnat cu Reims, echipă retrogradată în Liga 2. E o veste bună pentru noi care urmărim Liga 2 franceză din scoarță în scoarță. Viorel Moldovan, antrenor la Auxerre. Acum nu știu dacă îi se poate imputa lui din prima faptul că nu va reuși să promoveze. Da? Deja putem să spunem lucrul ăsta, domnule. Viorel Moldovan va fi răstignit că n-a reușit să promoveze cu Auxerre. Nici alții n-au făcut-o. Echipa este în Liga 2 deja de ani buni. Nu sunt foarte multe soluții acolo. La Auxerre antrenor a fost Jean-Luc Vanucci în acest sezon. El a fost demis pentru că a terminat la jumătatea clasamentului. Se vorbește că Jean-Luc Vanucci ar putea să ajungă antrenorul Gazelec Ajaccio, echipă care a retrogradat din Liga. Asta dacă Thierry Loret, actualul antrenor, va decide să plece. Gazelec Ajaccio nu l-ar da neapărat afară, dar s-ar putea ca până la urmă să nu se mai simtă atât de dorit Loret și să fie înlocuit cu Vanucci la Gazelec. Cert este că tot acest joc al scaunelor muzicale i-a adus lui Viorel Moldovan un neașteptat post. Bineînțeles că el a semnat imediat. Știu că vorbeam cu el acum ceva timp despre o posibilă uvertură în Franța la o echipă și iată că acest lucru s-a întâmplat. Auxerre nu are mijloacele normale pentru o echipă care să se bată la promovare. Este o echipă de bază în Liga 2, într-adevăr, alături de ce să spun, pentru sezonul viitor Le Havre, de Brest, care caută antrenor în momentul de față și caută antrenor serios Brest, după ce Alex Dupont n-a mai fost reconfirmat pentru sezonul viitor. S-a discutat chiar de Christian Gourcuff, practic cel mai mare antrenor francez al momentului. Acesta a ales Rennes până la urmă, după cum știți, a locuit pe Roland Courbis acolo. S-a discutat de Paul Le Guen, fost campion al Franței cu Lyon, fost un jucător al lui PSG care antrenează prin străinătățuri. Paul Le Guen este un tip meticulos acesta, deși este de origine din Bretania, evident cum indică și numele, n-a acceptat oferta lui Brest Armoric. În aceste condiții se mai caută acolo. Deci să spunem Le Havre, Auxerre, Brest, Sochaux, care a evitat retrogradarea și care este deținută 100% de niște chinezi care au cumpărat clubul de la concernul Peugeot. Deci Auxerre, Brest, Sochaux, Le Havre, Reims, Troyes, care au retrogradat. Acestea sunt echipe care se vor bate. Valenciennes, Atletico Ajaccio, poate chiar Gazelec Ajaccio, cine știe, Strasbourg, care va promova probabil și are un stadion de top, 25.000 de locuri, faimosul stadion de la Menot, unde s-au jucat meciuri la Euro 1984. Strasbourg revine în Liga 2.
marea anticameră a fotbalului francez. Deci sunt echipe interesante în Liga a doua, chiar dacă într-adevăr n-au retrogradat nume mari. Deci Reims, Troyes și Gazelec Ajaccio nu e nicio nenorocire dacă mai rămân un an în B. Adică nu sunt echipe care sunt obligate să promoveze imediat, cum este Stuttgart în Germania, de exemplu. Auxerre se va bate, sigur că are ca obiectiv primele trei locuri, numai că atenție, la anul nu mai promovează trei, ci doar două, plus eventual și locul trei. Se nimerește bine, întrucât Liga a doua va fi mai subțire, după ce Metz, Nancy, mai puțin Dijon, au trecut în prima divizie, iar echipele care au coborât din primul eșalon sunt subțiri, asta spun. Reims, Troyes și Gazelec n-au forță, nu sunt echipe de mare calibru. Și în aceste condiții, într-adevăr, cele două nou promovate, cele două echipe care vor promova la sfârșitul viitorului sezon trebuie căutate mai degrabă dintre cele care erau deja în Liga a doua. Și acolo sigur că apare și Auxerre la un moment dat, spuneam, în calitate de loc 8. Le Havre a ratat promovarea pentru un singur gol în ultima etapă cu Bourg-Péronas și sigur că din acest punct de vedere ar pleca, să zicem, în pole position. Dar și Le Havre este o echipă care s-a obișnuit cu B-ul. Vom avea calendarul în nou sezon de Ligue 2 ceva mai târziu, din câte știu eu, pe data de 6 iunie, asta după ce se va termina și Liga 3-a franceză. Luni 6 iunie ar trebui să se întâmple, să fie publicat calendarul pentru sezonul 2016-2017 în Ligue 2, la 3 zile după ce se va fi terminat campionatul național de Liga a 3-a, așadar unde este etapa astăzi, o etapă importantă, penultima etapă pentru promovarea în Ligue 2. Deocamdată echipe grele sunt pe primele 3 poziții, Strasbourg, Orléans și Amiens. Echipe care pot să conteze la anul în Liga a doua. Deci va fi important și pentru Viorel Moldovan să stea pe recepție și să ne asculte mai des, că îi vom oferi informațiile de care are nevoie. Sigur, el va intra în contact imediat după Euro cu cei de la Auxerre, se va duce acolo, va începe cantonamentul. Atenție, Liga a doua franceză debutează pe 29 iulie, deci destul de devreme. Nu va avea foarte mult timp după ce se termină Euro, depinde când încheie Naționala României. Sper să nu joace finala. Asta ar fi 10 iulie. După 10 iulie mai sunt 2 săptămâni și începe Liga a doua franceză. Deci nu este prevăzut acest lucru. Nu văd cum Viorel Moldovan ar putea să stea la Naționala României până pe 10 iulie. Și după aia să mai participe și la sărbătoare. Vă dați seama, ar veni în țară, ar fi eroi, s-ar duce pe la Digi24, s-ar duce pe la DigiSport, s-ar duce pe la Dolce, face turul televiziunilor cu puiul de cupă, ai noștri, tata pui un camion, mă rog, în remorcă, salutând mulțimea, fuștii amici din Partidul Social Democrat, pe Gabi Oprea și așa mai departe. Dar ar fi cam mult pentru Viorel Moldovan să participe la atâtea chermeze, pe el așteaptă soarta, îl așteaptă destinul de antrenor. Acum i-aș recomanda lui Neavio să nu facă cum a făcut Costel Gâlcă, pentru care s-au cam închis porțile în fotbalul mare după acest eșec evident de la Espanyol, când, ok, el a salvat echipa de la retrogradare, dar nu i-a dat un sens. Asta nu era greu, mai ales că el a lăsat echipa un pic mai jos decât acolo de unde a preluat-o și sigur că nu puteau chinezoi să treacă peste așa ceva. Ok. Ne întoarcem după o pauză, am lămurit aceste chestiuni importante. Espanyol renunță la Gâlcă, Viorel Moldovan, noul antrenor al lui Agi Auxerre în Liga a doua franceză. Lucian Bute, depistat pozitiv, a picat testul antidoping după meciul cu Badou pentru centura WBC. Și Roland Garrosu, despre care o să vorbim când ne întoarcem. Pe metri pentru cei cu cernici. Deci vom avea un meci în optimile de finală la Roland Garros între Simona Halep și Sam Stosur din Australia. Urățica asta, bărbătușa așa,
a reușit să o învingă pe finalista de anul trecut, Lucy Safarova, în 3 seturi. Meciul s-a încheiat acum câteva secunde. 6-3 pentru Stozur, apoi Safarova a câștigat la tie-break 7-0 setul secund, 7-5 pentru Samantha Stozur în setul decisiv. Așadar, în perspectivă, o partidă neplăcută pentru Simona Halep, cu această ațoasă și greu digerabilă Samantha Stozur. După ce Simona Halep a trecut astăzi de masiva Osaka din Japonia, 4-6, 6-2, 6-3, un tenis neconvingător pentru Halep, care e prea nervoasă totuși pentru nivelul ăsta. Nu reușește să-și regăsească stilul și, cum să spun, motivația, să spunem, de acum câțiva ani. Este prea nervoasă, nu reușește să se controleze pe deplin și, sigur, s-a calificat, a trecut 3 tururi, în condițiile în care n-a jucat cu nimeni, evident, 3 adversare extrem, extrem de modeste pe tabloul feminin pe care l-a întâlnit până acum. Vine meciul cu Samantha Stozur, ar fi putut să fie o partidă mai interesantă cu Lucia Safarova, însă acest lucru, iată, nu se mai întâmplă. Cehoaica fiind învinsă de această forță dubioasă a Samanthei Stozur, nu știu dacă Stozur nu folosește și ea ceva substanțe, pentru că oricum arată groaznic. Dacă te uiți la ea din spate, zici că cele două picioare sunt niște șenile aruncate de o parte și de alta a unui șanț. Este grețoasă literalmente această Stozur, dar nimeni nu ia măsuri, nimeni nu oprește puțin pe stradă să-i spune: ia mai du-te și tu acasă și stai câțiva ani liniștită. Deci după ce a trecut de japonezele Hibino și Osaka și de Kazaha Diaz, iată că Simona Halep, în uluitorul său parcurs, întâlnește o a patra jucătoare care nu vine din Europa, pe australianca Samantha Stozur, favorită 21, care le-a eliminat înainte pe Voskoboeva și pe Zhang, o chinezoaică și o kazahă, trecând astăzi, deși nu era favorită, de Lucy Safarova, spuneam, finalistă la Roland Garros anul trecut. Pe de altă parte, Irina Begu, calificată și astăzi în stil propriu și personal, adică în 3 seturi, ce le-a eliminat pe americancile Matt Exsens și Coco van de Veghi, Begu a scos-o pe Annika Beck din Germania, după ce a pierdut un set, 6-2, setul din mijloc. Begu a câștigat 6-4, 6-1 și s-a calificat, dar nu-și cunoaște deocamdată adversara. Aceasta ar trebui să fie Shelby Rogers din Statele Unite, incredibil, și a treia americancă în 4 tururi pentru Irina Begu. Dacă se confirmă tendința acestui meci bizar între Rogers și marea favorită Petra Kvitova, cehoaica însă a pierdut la 0 primul set, l-a câștigat la tie-break pe al doilea 7-3, este condusă însă cu 2-0 în decisiv. Shelby Rogers servește pentru 3-0 în acest moment. Petra Kvitova, deci, în dificultate, dar neînvinsă încă. Ea mai poate să revină la fete. Avantajul unui break nu este decisiv. Atenție, Shelby Rogers este o necunoscută. Poziția 108 în WTA, față de locul 12 și favorită 10, cât este Petra Kvitova, și ea în cădere de formă. Nu știu de ce Petra Kvitova avea toate aturile să devină numărul 1 mondial, ca și Victoria Azarenka. Sunt de un alt nivel aceste două fete. Agnieszka Radwańska, de asemenea, sunt cele mai bune în spatele Serenei Williams. Însă, iată că s-au îndepărtat și ele de la drumul cel drept. Petra Kvitova și Victoria Azarenka nu se regăsesc, motiv pentru care stagnează și în clasamentele mondiale. Deci Begu cu Roger sau Kvitova, o să vă ținem la curent, evident, în toată această oră care urmează de soarta partidei. S-a mai jucat astăzi la fete meciul dintre Garbine Muguruza, favorită 4, și Janina Wickmayer din Belgia, 6-3, 6-0 pentru Iberică. Aceasta reușește în sfârșit să pună și ea 3 victorii la rând
într-un turneu important. Cum arată tabloul feminin înaintea meciurilor care ne mai așteaptă astăzi? Strâțova cu Radvanska, trebuie să înceapă peste 20 de minute. Kuznetsova cu Pavliuchenkova, două rusoaice. Și în fine Sloane Stephens cu surprinzătoarea bulgăroaică Pironkova. Tabloul feminin, așadar, așteptând mâine celelalte partide din 16-imile de finală, adică turul al treilea, Serena Williams, de exemplu, cu franțuzoaica Mladenovic, care a bătut-o ieri pe Timea Boboș în două seturi și a făcut treaba. Mladenovic a trecut de Schiavone și de Boboș de fiecare dată în două seturi, mâine va juca cu Serena. Învingătoarea acestei partide, Serena Williams a trecut ieri de brazilianca Pereira foarte ușor. Dacă o bate și pe Mladenovic, Serena va juca în optimi posibil cu Ana Ivanovic, dacă sârboaica trece de Elina Svitolina, ucraineanca trecuse de Sorana Cârstea în primul tur și apoi de americanca de culoare Townsend în turul al doilea, fără mari probleme. Deci avem un Svitolina Ivanovic mâine. Sluta joacă cu Dominica Tsibulkova, jucătoare din Slovacia, care i-ar putea crea niște probleme Slutei. Învingătoarea acestei partide va juca în optimile de finală cu Putintseva sau Knap. Cele două sunt calificate surprinzător în această fază, după ce Knap a trecut de Azarenka, iar Putintseva, de exemplu, de Andreea Petkovic. Avem mâine un Kasatkina-Bertens, foarte interesant. Kasatkina s-a debarasat de Virginie Razano ieri după ce a pierdut primul set, iar Kiki Bertens o eliminase în primul tur pe Angelique Kerber, favorită 3, apoi a trecut de Camila Giorgi, este favorită Bertens și cu Kasatkina după mine. Meci foarte interesant între Madison Keys și Monica Puig. Portoricana a trecut și de Iulia Gheorghes după un meci extrem de lung și cu multe erori. Puig o eliminase pe bielorusa Govorțova în primul tur. Are un meci greu cu Madison Keys, una dintre favorite la câștigarea trofeului. Madison Keys s-a descurcat până acum fără niciun fel de probleme cu croata Dona Vekic și apoi cu Mariana Duque Marino din Columbia. Dacă va câștiga și cu Puig, cum probabil se va întâmpla, Madison Keys o va întâlni pe Kiki Bertens în optimile de finală, dacă aceasta trece de Daria Kasatkina. Venus Williams a bătut-o ușor pe Luisa Chirico și va juca cu Alize Cornet în 16-imi. Deci interesant să vedem dacă Alize Cornet reușește să-și continue traseul bun după ce a laminat-o pe Flipkens în primul tur și s-a descurcat cu Tatiana Maria din Germania în turul al doilea. A trișat Alize Cornet, spune adversara sa, și cred că s-a întâmplat acest lucru. Franțuzaicele sunt cele mai puțin politicoase și cel mai puțin civilizate jucătoare din circuit, asta este logic. Și avem dovada și cu Caroline Garcia, care a strigat la Begu ce a strigat. Nemțoica Tatiana Maria o acuză pe Alize Cornet că aceasta ar fi tras de timp, chemând doctorul într-un moment în care n-avea voie să o facă sau avea voie doar să se consulte cu el. În fine, l-a ținut vreo 10 minute ca să-și revină. Sigur, nu este ceva inedit. Se uzează de astfel de tertipuri, dar în orice caz, franțuzaicele sunt antipatice în circuitul feminin, toată lumea spune. Au o aroganță din asta nejustificată, pentru că ele sunt slabe sportive. Însă într-un meci cu Venus Williams, o hoașcă de nivel mondial, Alize Cornet are nevoie de astfel de stratageme pentru a trece de capul familiei Williams, putem să-i spunem așa, întrucât Richard Williams cred că este mai preocupat de afacerile de pe plantație decât să le mai dădăcească pe fete. Deci capul familiei a ajuns Venus Williams, numărul 9 la Roland Garros, deși performanțele ei sunt modeste în ultima perioadă. A avut două tururi facile Venus cu Konta Vajt și Chirico. Să vedem mâine meciul cu Alize Cornet.
Alize Cornei, dacă ar învinge-o pe Williams printr-o stratagemă, spuneam, ar putea să joace în optim cu Pauline Parmentier. Șansele sunt de 1% să avem o astfel de partidă, pentru că Alize nu este favorită cu Venus și nici Pauline Parmentier cu Timea Bacinski. Aceasta planificată să câștige Roland Garrosu după ce le-a eliminat pe Soler Espinosa, Lucky Loser și pe Eugenie Bouchard. Bacinski, nu te poți baza pe ea, evident, dar este printre favoritele la câștigarea titlului. Irina Begu, deci după ce a descurcat absolut admirabil 3 tururi, cu adversare complicate, Matic Sands, Van de Veghi și Annika Beck, are șansa să joace cu această Shelby Rogers, incredibilă, venită de nicăieri. Ea este pe cale, are 3-0 în decisiv cu Petra Kvitova. Este al doilea cap de serie Barosan pe care Rogers este pe cale să-l elimine, după ce a trecut de faimoasa Carolina Plișcova în primul tur, una dintre jucătoarele de top ale tenisului feminin. Apoi s-a descurcat cu Elena Veznina, care are și ea o poziție destul de bună în clasamentul mondial. Și acum îi vine de hack Petra Kvitova. Totuși, după părerea mea, este o șansă enormă pentru Begu luni. Duminică ne fiind programate meciuri la Roland Garros, luni urma să joace Irina Begu cu această Shelby Rogers, pe care o poate face. Deja ar fi a treia jucătoare din SUA. Begu este din ce în ce mai încrezătoare în forțele ei, jucătoare de mare moral în ultima perioadă, reușite să se adune din nimic. Este peste Simona Halep categoric în acest moment, ca și mental, ca pregătire. Simona Halep și-a luat-o de mult în cap, n-are o atitudine de mare sportivă. Cred că totuși Begu este peste ea în momentul ăsta, nu neapărat dacă se vor întâlni. Ele pot să joace între ele în semifinală, nu zic că n-ar bate o Halep acolo, dar nu asta e ideea. Begu e mai profesionistă, e mai ok în momentul de față, este cea mai bună jucătoare de la noi. Are minge de 4-0 Shelby Rogers pe serviciu Petra Kvitova. Dacă acest lucru se va întâmpla, e clar că cehoaica nu mai poate să revină. Faimoasă performanța lui Rogers, așadar, după ce i-a luat deja un set la 0 Petra Kvitova și l-a pierdut pe al doilea, spuneam, în tiebreak. Hai să vedem un pic cum arată și tabloul masculin. Raonic l-a bătut astăzi pe slovacul Martin, care și-a făcut treaba câștigând 2 meciuri. Este 4-0 într-adevăr pentru Rogers, putea să-i spunem viitoarea adversară a Irinei Begu la Roland Garros în optimile de finală. Deci Miloș Raonic 3-0 cu slovacul Martin, 7-6, 6-2, 6-3. Celelalte 3 partide sunt în desfășurare, 2-2 la seturi între Jack Sock și Albert Ramos, 1-0 pentru american, set câștigat la tiebreak. Apoi spaniolul l-a bătut de 2 ori, 6-4. Sock a revenit și a câștigat el cu 6-4. Acum este 3-2 pentru american fără break. Deci se eternizează meciul. Andy Murray în formă mai mare decât în primele 2 tururi, când a cedat, vă reamintesc, câte 2 seturi, mai întâi la Radek Stepanek și apoi în fața unui francez, lui Matias Burg. Ei bine, acum a câștigat repede primele 2 seturi cu Ivo Karlovic, 6-1, 6-4 pentru Murray. În momentul de față ne pregătim de tiebreak cu setului 3, pentru că croatul a răspuns prezent de data asta. Este 6-5 pentru el. Andy Murray servește pentru a duce partida în tiebreak. Kei Nishikori din Japonia l-a bătut 6-3 în primul set pe Fernando Verdasco. Este 2-2 în setul secund. Japonezul este net superior, dar cum Dumnezeu să fii net superior pe zgură în fața unui spaniol? Înseamnă că ești extraterestru, dacă nu cumva se întâmplă altceva cu tine. Greu să va bate Verdasco, va muri cu Nishikori de gât. Dacă japonezul face în 3 seturi, este într-adevăr Dumnezeu. Fernando Verdasco e un bătrân, e experimentat, e rutinat, e șmecher, e hoț, e șnapan. E cum să-l bați pe Fernando Verdasco în 3 seturi?
tie-break între Murray și Karlovic în momentul de față, 3-3 Ramos cu soc, botelien decisiv, 5-0 Shelby Rogers, Petrak Vitova la fete. Deci Halep Stozur, meci urât în perspectivă, Begu Rogers, meci plictisitor dacă nu ești român, bineînțeles, și ăsta, totuși a treia americancă pe lista Irinei Begu. Deci cam așa arată tenisul în momentul de față. V-aș reaminti că s-a certificat astăzi semnătura lui José Mourinho pe 3 ani la Manchester United. El și-a și deschis un cont de Instagram, nu avea, și și-a publicat acolo contractul. 60.000 de vizitatori a strâns într-o oră, care i-au citit contractul cu Manchester United, transparent, special one, este cumva misiunea vieții lui sau sfârșitului lui de carieră, pentru că dacă va da kick și la United, va trebui să antreneze printre cămile. După eșecul zguduitor de la Chelsea, în al doilea descălecat, José Mourinho, dacă îmi permiteți, este un rahat de antrenor în momentul de față. A trecut vremea în care Mourinho putea să surprindă, nici vorbă. Este un antrenor de duzină în momentul de față, care dacă n-are o echipă care să meargă unsă, n-are soluții. Vom vedea la United, unde nimeni nu s-a impus după Alex Ferguson, absolut nimeni, Carnețel a dat kicks. O să vedem dacă Mourinho poate să facă echipa să meargă ca unsă, având în vedere că totuși Premier League l-are pe Wenger și la anul, l-are pe Guardiola la City, care o să-i o tragă din toate pozițiile lui Mourinho. Manchester City va trebui și ea să înceapă să joace fotbal, că până acum n-a făcut-o. Pellegrini a fost o glumă, ați fi în serioși. Un antrenor care își câștiga pâinea, dar nu se pricepea la fotbal. Guardiola va schimba mecanismul, va aduce jucători pe placul lui și va face, bineînțeles, un pic de show acolo, în stilul lui. Echipa va fi programată să câștige tot, cum a fost și la Bayern München. Guardiola e genul de om care își imprimă soluțiile peste echipa pe care o antrenează. Așa că Mourinho nu e într-o poziție extraordinară. Jurgen Klopp e peste el, m-am uitat, e peste el. Liverpool, după părerea mea, o va trage lui United sezonul viitor. Și face echipă Liverpool. Chiar dacă nu vor fi mari nume, Jurgen Klopp e ambițios, e mai antrenor decât Mourinho în momentul ăsta. Asta e clar. Și rămân enigmele. Bă, nu vreau să zic Leicester, că Leicester nu va conta sezonul viitor. Dar uite, de exemplu, un Tottenham, care nu l-am pomenit. De ce nu? Tottenham a demonstrat sezonul ăsta că are și ea un cuvânt de spus. E adevărat că ar fi ciudat să aibă un cuvânt de spus 2 ani la rând. Tottenham și-a asigurat cu lejeritate prezența în Champions League, chiar dacă finalmente n-a terminat decât pe 3, dar merge direct în ligă. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o echipă de top în momentul de față în Anglia. Mauricio Pochettino nu e un mare antrenor, categoric, dar e un antrenor interesant, mai interesant decât Pellegrini la Manchester City. Locul lui Pellegrini este în prima ligă spaniolă, acolo unde s-a întors Juan de Ramos, cel care a câștigat 2 Europa League cu Sevilla și a fost antrenor la Real Madrid la un moment dat. S-a întors la Malaga, după ce Malaga și-a dat afară antrenorul. O să vedem ce schimbări mai sunt. Claude Puel este anunțat cu insistență la Bordeaux. Va fi un nou început de drum pentru fostul antrenor al lui Lyon și al lui Nice, și al lui Lille de asemenea. La Bordeaux, într-adevăr, șantierul este imens la Claude Puel. O să vedem dacă el va reuși să facă ceva. Deocamdată să semneze, pentru că Bordeaux era în discuții și cu Michel Prudhomme, vă reamintesc. Despre OM, din păcate, nimic. Veștile sunt subțiri. Clubul se pregătește să-și piardă toți jucătorii, dar măcar avem și noi curiozitatea în această vară să știm, în momentul de față nu este nimic bătut în cuie. Unde vor juca Mandanda, Enculu, Batshuayi, da, Diara, iată, 4 jucători grei importanți al OM care vor pleca toți.
în proporție de 95%. Steve Mandanda, după 9 ani, unde va apăra el? Sunt multe variante, în fiecare zi apar altele noi. Steve este deocamdată la Clairefontaine, pregătește Euro, unde ar trebui să fie rezerva lui Hugo Lloris încă o dată. A câștigat Shelby Rogers 6-0 cu Petra Kvitova. De două ori a bătut-o cu 6-0 și a pierdut un set la tiebreak. Este adversara Irinei Begu luni în optimile de finală la Roland. Se îmbrățișează cu membrii clanului său. Nu e extraordinar de nasoală, dar sperăm să o bată Irina Begu, bineînțeles, să le înșire pe toate americancele pe care le întâlnește. Deci mă întorc la ai noștri. Deci Steve, rezerva lui Lloris, n-are deocamdată echipă. 9 ani la OM va pleca în această vară. Nicolae Nculu n-are echipă, liber de contract și el ca și Mandanda. După 5 ani la OM, mizerabil a fost în acest sezon. Este unul dintre cei mai bine cotați fundași din lume. Pentru că e tinerel, are un potențial uriaș Nicolae Nculu. La un moment dat vroia Barça, dar n-a vrut OM să-i dea drumul. Și nici el nu era foarte tentat să plece, să nu cumva să piardă postura de titular acolo și să nu mai aibă viitor. A stat 5 ani la OM și a luat mălaiu. Pleacă acum pe o primă generoasă undeva, nu se știe însă unde. Michy Batshuayi, care pregătește Euro cu naționala Belgiei, 23 de goluri în acest sezon pentru OM, dar o prestație modestă. A ratat cel puțin pe atât. Dacă avea 50 de goluri în sezonul ăsta, era mai normal. A câștigat Andy Murray, e cu două capete mai scund decât prostul de Ivo Karlovic. Ivo Karlovic era prea înalt și pentru basket. L-a bătut Andy Murray 7-6 în tiebreak-ul setului 3. 3-0 pentru britanic. Așadar, care în sfârșit termină și el un meci mai repede la Roland Garros. Deci Michy, nu se știe. Premier League, în principiu Premier League, dar nu se știe exact ce echipă. La Sanad Diarra, de asemenea, aparent și el va pleca liber. Cioem nu va lua niciun ban pe Nculu, Mandanda și Diarra, dar economisește salariul celor trei, care este absolut uriaș. Mandanda câștiga 300.000 de euro pe lună. Nicolae Nculu undeva la 250.000, iar la Sanad Diarra undeva spre 200.000. Michy Batshuayi avea și el un salariu aproape de 200.000 de euro. Deci vă dați seama ce economie se va face cu aceste salarii. Asta în perspectiva în care nu se vinde clubul. Pentru că dacă nu se vinde, tot madame trebuie să-l administreze. Ori ea nu vrea să mai bage niciun cent și nici nu va mai băga niciun cent. Se va juca cu ceea ce rămâne la echipă. Sunt însă jucători împrumutați care și-ar dori să continue, paradoxal. E vorba de Tovin, care nu mai vrea să continue la Newcastle, retrogradat în Championship, și nici ea nu mai vor să audă de el. OM ar putea să încerce să-l mai împrumute pe un an. Newcastle are tot interesul, poate îi mai crește un pic cota și reușe să-l vândă după aia. Apoi ar fi Javier Manquillo, care aparține de Atletico de Madrid, finalista Champions League de mâine de la Milano. Un jucător de care Atletico nu mai vrea să audă. Javier Manquillo a bătut pasul pe loc în ultimii ani, dar pentru OM este un jucător corect, un jucător de nivelul OM. Poate să joace și fundaș dreapta și fundaș stânga. Este un jucător serios, limitat, dar serios. Nu este César Azpilicueta, pe care l-a descoperit Didier Deschamps și a făcut mare fotbalist din el, de asta l-a cumpărat Chelsea. Azpilicueta este titular acum în naționala Spaniei, dar el și-a început practic ascensiunea în carieră la Marseille, să nu uităm. Didier Deschamps l-a adus pentru că Azpilicueta este basc, ca și el. De asta a și venit băiatul atunci. OM însă n-a putut să profite de el, un excelent fundaș. Într-adevăr, Marseille era o echipă ideală pentru el, mai mult decât Chelsea, pentru că acolo sunt și alții de nivelul ăsta. În fine, Javier Manquillo nu este César Azpilicueta, este net mai limitat,
Dar pentru OM este un fundaș corect, pentru că are în sânge totuși cultura fotbalului spaniol, net superioară celui francez, și știe să facă faza defensivă. Nu este însă util ofensiv, e bâtă. Are picioarele pătrate, nu știe să dea mingea în poartă nici de la 2 metri cu poarta goală, să vede că e fundaș. Nu știe să centreze foarte bine, dar defensiv își face treaba. Deci OM ar semna cu ambele mâini dacă Atletico Madrid l-ar mai putea împrumuta un sezon. Nu putem să ne-l permitem, ca preț e foarte scump. Are o clauză de reziliere undeva la 50 de milioane de euro, ca așa e în Spania. Sigur, nu dă nimeni banii ăștia pe el, dar atât a fixat-o Atletico. Deci Javier Manquillo, Florian Thauvin și Mauricio Isla vor să rămână la OM. Au declarat toți trei. Ar rămâne și sezonul viitor, în ciuda incertitudinii, nu se știe nimic. Cine va fi patron, cine va fi președinte, cine va fi antrenor, cine va fi medic principal. Nu se știe nimic la OM, este ca la Rapid în momentul de față. Ar rămâne și Mauricio Isla, care cu franchețe a recunoscut: nu eram de Juventus, prea bun ea pentru mine. Ceea ce e adevărat. Mauricio Isla este un jucător mediocru, util, un bulldog dintre ăsta, care într-adevăr face și lucruri bune, pe teren face și lucruri foarte proaste, dar are mentalitate bună, e ok. Pentru Marseille e un jucător excepțional în momentul de față, nu poți găsi peste el, mai ales cum pleacă Diarra, deci în fața apărării Isla ar fi aur curat. Să vedem dacă Juventus ni-l mai lasă un sezon. Nu ne putem permite să achiziționăm pe nimeni. Dar acești jucători, Thauvin, Manquillo și Isla, pot să rămână, având în vedere că masa salarială diminuează teribil cu plecările celor patru pe care i-am anunțat: Mandanda, Nkoulou, Diarra, Batshuayi, la care se adaugă și Alexis Romao la sfârșit de contract, togolezul, care are astăzi un meci amical la Lomé cu Zambia. Nu mai face parte nici el din Team OM. După ce a stat 3 ani la Marseille, nu va regreta nimeni, sigur, pe Romao. Mai câștiga și el undeva la 100.000 de euro pe lună. Deci sunt bani buni care se economisesc, pleacă liber de contract Romao după 3 ani, ca și Mandanda după 9, sau Diarra după 1 an, sau Nkoulou după 5 ani. Și Batshuayi ar trebui să aducă banul acolo, da. Să aducă spre 40 de milioane, pentru că el mai are încă 4 ani de contract la Marseille în această vară, el semnând prelungirea pe un an. Banii ar putea să mai aducă Benjamin Mendy, dacă îl mai vrea cineva. 10-15 milioane de euro, e tânăr, e de șlefuit. A avut un sezon atroce Mendy, este o prostie rară, rară, că și Rați e mai deștept decât el. Dar dacă ai un antrenor, este Dumnezeu. Deci n-au Realul și Barça împreună un asemenea potențial. Sunt cretini, cum au fost totdeauna ăștia de la marile cluburi. De fapt nu știu să facă afaceri. S-a văzut și cu mari jucători de la OM care au plecat anul trecut și care aveau loc oriunde în Europa: Gignac, Payet, Ayu, nu i-a luat nimeni. Acum toți regretă. Erau niște zei, absolut. Așa e și cu Benjamin Mendy. Este Dumnezeu, da? Deci n-a avut Barça în viața ei un asemenea fundaș. Dar trebuie să aibă cineva lângă el care să stea tot timpul, să-i repete, să-i repete, să nu-l lase. Că el cum pleacă de la antrenament, cum să urcă în Porsche? Da? Cum să urcă în Ferrari? Face numai găinării. Da? Deci nu-l duce capul absolut deloc. Dar are un potențial uriaș. Nu există fundaș stânga în lume de nivelul lui. Și ascultați-mă ce vă spun. Este fabulos Mendy. Da, a fost adus de OM de la Le Havre din Liga 2, care este vivierul Europei, Le Havre. Toți mari fotbaliști au trecut pe acolo. După un sezon ratat cum a fost acesta, poate nu va reuși să-și găsească un contract, ceea ce pentru OM n-ar fi rău să mai rămână un an Mendy. Premier League însă echipele obscure pot să-l ia pe bănuți puțini. Cred că OM l-ar da și pe 7-8 milioane, că asta ar fi dublu decât a da pe el la Le Havre. L-a cumpărat pe 3 milioane de la Le Havre, deci l-ar vinde pe 7-8 milioane ca să mai facă niște bani. El nu câștiga foarte mult, un pic peste 100.000 de euro avea pe lună. Cine ar mai putea să mai aducă bani în afară de Michy și de Mendy? JK Nkoudou,
tinerel, descoperit de Bielsa, nici măcar la Nantes nu juca, a dat 10 goluri în acest sezon pentru M și dacă n-ar fi fost accidentat ultimele două luni, poate ar mai fi marcat. A avut în finala Cupei Franței, minutul 90, o ocazie cât Caru să dea golul de 3-4, a dat la 2 mm de vinclu, singur cu toată poarta în față, Sirigu era bătut, s-ar fi terminat 4-3, păcat de această ratare, dar nu mai jucase de două luni în Cudu, face 10 milioane de euro pentru orice prost din Premier League. Un Stoke, un West Bromwich, un Sunderland, un Watford, da, sunt echipe care îl pot lua pe 10 milioane, Bielsa l-a văzut, nici măcar cei de la Nantes nu știau, are potențial, e un jucător de viitor în Cudu, sigur că OM l-ar da imediat pe o astfel de sumă, l-ar da și pe 7-8 milioane. Câștigă sub 100 de mii de euro pe lună. Pentru că el a primul sezon într-un mare club, el era rezervă la Nantes, nu putea să pretindă la un mare salariu la OM. Este un jucător interesant. Ca și Buna Sar, de altfel adus tot de Bielsa, un jucător necunoscut care n-a făcut un sezon remarcabil la OM, a fost mai mult rezervă, dar de potențial. Adică dacă ăștia doi rămân, pentru noi e bine. Sunt jucători de șlefuit în continuare și Buna Sar are față să joace la Norwich City în Championship. Să câștige dublu decât câștigă la OM. Câștigă puțin la OM pentru că era un nimeni și el. O s-a dus tot de Bielsa, n-au reușit un sezon excepțional, dar n-au fost răi cei doi. Bun. Cam asta despre situația de la OM, că știu că o cer oamenii noștri pe site-uri și evident că trebuie să îi ținem la curent. Meciul vieții pentru Fernando Torres, mâine, finala Ligii Campionilor Real Atletico. Mai vorbim așa în treacă despre acest meci care nu ne pasionează peste măsură. Realul încearcă să câștige a 11-a Ligă a Campionilor, Atletico Madrid n-a câștigat niciuna. Este 10-0 scorul la trofee în prima competiție continentală europeană între cele două echipe. S-au întâlnit în finală la Lisabona în urmă cu 2 ani. Câștiga Realul după prelungiri cu 4-1, dar în minutul 90 încă era 1-0 pentru Atletico. Este meciul vieții și pentru Simeone și pentru toată generația lui Atletico. Sperăm să câștige Atletico, evident. Ar fi dreptate pe undeva. Realul este condus de pe computer, este o mașinărie falsă, evident, în jurul lui Ronaldo, care e ultimul fițos, al lui Zinedine Zidane, care nu înțelege nimic din meseria asta, îl face gelos și pe Petre Grigoraș. Zinedine Zidane este cam la nivelul lui Petre Grigoraș. Deci dacă l-aduceai la Timișoara pe Zidane, pica cu Timișoara. Hai să fim serioși. Tot respectul, între ghilimele, pe care, sigur, nu îl datorăm, că deși s-a născut la Marseille, n-a jucat niciodată pentru OM, ar fi putut să o facă, la câți bani avea, putea să vină măcar la sfârșit de carieră să ne țină 2 ani în palmă, n-a făcut-o, putea să vină să antreneze gratis pe OM vreo 10 ani să-și facă mâna, n-a făcut-o, s-a dus la Real Madrid. Bă, la Real Madrid pot să antrenez și eu, da, n-am nicio problemă, cât Zidane fac și eu. Ne întoarcem după o pauză. Revenim în direct, am aflat că TVR-ul va transmite, incredibil, niște meciuri amicale ale adversarilor echipei României, pe TVR3, pe TVR2, nu înțeleg ce se întâmplă, sper să nu te deplaseze și comentatorii prin cantonamentele Albaniei și Elveției, viitoare adversare de la Euro ale României, meciuri lipsite de importanță, vor putea fi urmărite pe postul public de televiziune. Am citit ceva mai devreme într-un articol pe pagina de media lui Petrișor Obaie că TVR-ul a pus laba pe niște transmisii de fotbal. Asta după ce, atenție, meciul România-Georgia pe data de 3 iunie, vineri, ultimul meci înainte de începutul campionatului european, va fi co-transmis de TVR și de Dolce Sport. România-Georgia se va juca la București, pe Arena Națională. Deci meciul este transmis de TVR de la ora 21, vineri 3 iunie, alături de Dolce Sport, care difuzează toate meciurile de la Euro.
E bine, asta nu e o surpriză. Deși ne așteptam ca Digi să televizeze și această partidă. Digi a transmis meciul cu Congo, va transmite meciul cu Ucraina duminică. Meciul cu Georgia, așadar, TVR și Dolce. Bun. România, așadar, va juca pe teren propriu, va fi prezentată echipa, va fi studio făcut. Olaianos și cu Bocanaciu vor comenta partida, vor face un studio cu Cristian Mândru înainte și după, TVR1 și TVR HD, așadar transmit. După care vine bomba. Albania-Qatar, meci care se joacă la Hartberg în Austria, unde albanezii au cantonamentul, va fi difuzat duminică de la ora 18:30 pe TVR3 și TVR HD. Deci un meci al adversarului României, comentat de Bogdan Tomulică, meci Albania-Qatar pe TVR3. De unde are TVR-ul drepturile astea, nu înțeleg. Nu știu în care duminică, mă iertați, aici scrie, în această duminică. Ok. Deci în această duminică, când România întâlnește Ucraina. Miercuri, pe 1 iunie, de la 10 fără un sfert seara, oră de Champions League, TVR2, de data asta, și TVR HD transmit meciul Polonia-Olanda, comentat de Hosu Longin. Ne interesează prin prisma unei posibile confruntări în optimile de finală cu Polonia. Olanda este un adversar care deocamdată nu ne interesează, pentru că nu participă la Euro, dar nu se știe ce se va întâmpla mai târziu. În viitor, Olanda este un tradițional adversar al fotbalului românesc. Bun, deci vom vedea Polonia-Olanda pe TVR2 și TVR HD miercuri 1 iunie, după care vineri 3 iunie, deci când Naționala României joacă cu Georgia, TVR transmite înainte de acest meci, care vă reamintesc este de la ora 21 la București, ei bine, transmite meciul Elveția-Moldova pe TVR2 și TVR HD de la Lugano. Meci comentat de Bogdan Tomulică. A, ce ziceți de asta? Deci TVR-ul ne propune România, Georgia, Albania, Qatar, Polonia, Olanda și Elveția, Moldova. Avem adversarele echipei României, mai puțin Franța. Meciurile Franței vor fi televizate probabil de DigiSport. Mă gândesc, meciul cu Camerunul de luni de la Nantes și apoi meci cu Scoția la Metz pe 4 iunie. Astea sunt cele două partide pe care le joacă Naționala Franței, dar nu m-am uitat special să văd dacă sunt televizate sau unde sunt. Bune, bune informații în orice caz asta, deci că TVR n-a murit, deși noi așa credeam. Bun, până atunci vă reamintesc, mâine Pro TV și Dolce transmit finala Champions League, iar în acest weekend, duminică, să nu uităm, avem parte de ultima etapă a play-out-ului în Liga 1, care a devenit într-adevăr de un interes național, pentru că rezultatele din ultima etapă, adică din penultima etapă, sunt de așa natură încât interesul devine maxim. Ieri CFR Cluj, așa cum am anticipat foarte bine, a zdrobit CSU Craiova cu 4-0, după ce oltenii au rămas în 10 oameni. Până atunci nu s-a întâmplat nimic, a fost 0-0 la pauză. CFR Cluj a luat însă 5 galbene în prima repriză, dovadă că meciul a fost la os. Craiova a rămas în 10 în minutul 47, după care în 11 minute a luat 4 boabe. S-a terminat 4-0 pentru CFR, care devine liderul play-out-ului cu o etapă înainte de final. 5 echipe pot să câștige însă această serie. Atenție, meciurile ultime etape, a 14-a, sunt programate de la aceeași oră, duminică, vor fi transmise de canalele Digi Sport, probabil și de Dolce. Digi este cel care produce Liga 2, de asta îi spunem pe ei. Deci pe data de 29, duminică, de la ora 17, sunt programate toate cele patru partide în același timp. Care sunt aceste meciuri? O confruntare directă, în primul rând, între FC Botoșani și liderul CFR Cluj. Botoșani este pe 4, la un singur punct de CFR. Sunt 3 echipe la același număr de puncte, Clujul, Iașu și Craiova. Botoșani însă le poate depăși pe toate dacă învinge CFR-ul și de asemenea Concordia Chiajna, singura echipă din play-out care a câștigat ultimele 3 meciuri,
joacă pe teren propriu cu Fece Voluntari, care nu mai poate să evite barajul. Chiajna, dacă bate, poate și ea să câștige seria, deși este pe locul 5. Mă rog, șansele sunt minime, pentru că ar însemna ca niciuna dintre primele 4 să nu câștige. Spuneam, Botoșaniu joacă cu CFR, meci direct, ceea ce n-avantajează echipa clujană. Noroc că CFR-ul a câștigat Cupa României, spuneam, și pentru ei nu e o mare miză terminarea pe primul loc aici. Iașu joacă la Timișoara, care este deja picată, iar Craiova are teoretic cel mai ușor meci acasă cu Petrolul, însă am înțeles că 8 titulari îi lipsesc Craiovei. Achim, care a fost eliminat la Cluj ieri, și vreo 7 accidentați. Nu prea au cu cine să încropească o echipă cei de la Craiova, nu contează Petrolul să dă la o parte. Poți să joace și cu rezervele, n-ai niciun motiv Petrolul să-i pună bețe în roate Craiovei, care poate să câștige și ea seria în cazul unei victorii, dacă CFR-ul nu se impune la Botoșani și dacă nu bate Iașu la Timișoara. Acum, vă spun sincer, în caz de egalitate la puncte, n-am calculat care este clasamentul. Putem să avem două echipe la egalitate de puncte sau trei. Da? Că CFR-ul câștigă la Botoșani, sunt șanse să avem trei echipe la egalitate de puncte. Craiova și Iașu, având meciuri la îndemână, spuneam, cu deja retrogradatele Petrolul și Poli Timișoara. Deci Iașu și Craiova n-ar trebui să aibă mari emoții. Clujul are meci dificil la Botoșani, că și Botoșaniu are nevoie de victorie. Nu-i sigur că se va impune CFR-ul acolo. Așadar, noi am merge pe o idee că Iașu și Craiova vor termina la egalitate, 39 de puncte. CFR-ul nu câștigă la Botoșani. Și atunci doar cele două vor fi în fruntea clasamentului. Ca să stabilim cine este prima, trebuie să vedem clasamentul sezonului regulat. Că asta ar fi regula, cel puțin în play-off asta era. Dacă echipele nu aveau înjumătățite punctele în sus, dacă aveau înjumătățite punctele în sus, atunci cea care nu le avea era avantajată. Dacă este egalitate și acolo, să zicem că amândouă aveau punctele înjumătățite sau niciuna dintre ele nu avea punctele înjumătățite, atunci următorul criteriu ar trebui să fie golaverajul. Golaverajul, dar acest golaveraj în principiu din play-off. Regulile sunt însă destul de greu de priceput și nimeni nu le comunică. N-am citit pe nicăieri care este de fapt regulamentul. Așa că o să mai lăsăm să vedem exact în momentul în care se va întâmpla care va fi situația, doar anunțăm această etapă prevăzută a se desfășura duminică după amiaza de la ora 17. Toate partidele sunt la aceeași oră. Acum o să arunc o privire, că nu mai avem încotro, și asupra programului de duminică, să vedem într-adevăr dacă ele sunt televizate. Un normal Digi ar putea să dea câte un meci pe fiecare canal. Și Dolce sigur ar putea să facă acest lucru fără probleme. Ia să vedem. Alege ziua. Duminică 29 mai. Zi în care este programul pe Digi Sport 1, de exemplu. E vreun meci? E de la 17 Craiova cu Petrolul. Într-adevăr, pe Digi Sport 1, de la 20:30 apare România-Ucraina. Meciul se joacă la Torino. S-a stabilit până la urmă. Bun. Hai să vedem pe canalul 2 dacă este programul. De la ora 17 Timișoara Iași. Într-adevăr, deci apare un alt meci. De la 21:45 au amical Italia-Scoția, cei de la Digi, duminică 29 mai. Ia să vedem pe Digi Sport 3 dacă avem ceva. La ora 17 avem Botoșani CFR. Deci meciul este pe 3. Deși CFR-ul este prima și ăsta este meciul cel mai tare, pentru că amândouă pot să câștige grupa. Meciul este pe Digi Sport 3. Da, mă rog, n-are nicio importanță. Au un meci din Belgia la ora 19, dar nu este în direct. Un meci între Genk și Charleroi în play-off-ul Pro-Ligii belgiene. Bun, deci am văzut și pe Digi Sport 3. Digi Sport 4 ne interesează să vedem duminică
dacă este și ultimul meci de la ora 17, este concordia cu voluntarii. Formidabil. Deci, într-adevăr, ele pot fi urmărite, este corect. Pe cele patru canale au stabilit probabil și ora ca atare. Mi se pare deștept făcut de data asta. Au stabilit ora care era incertă. Ora 17, foarte corectă pentru un play-out. Toate patru partidele deci pot fi urmărite. Craiova pe 1, Iașu pe 2, Botoșan cu CFR pe 3 și Concordia pe 4. E un meci din Argentina de la 22 și 15 pe Digisport 4. Așa. Cam asta e. Hai, dacă tot m-am uitat, am făcut efortul ăsta, ia să vedem luni 30 mai. Transmite Digi meciul Franței cu Camerunul, meci care joacă la Nantes și va fi vizionat și de Viorel Moldovan. El anunța acest lucru. Încercați pe Digi Sport 1, nu este absolut nimic. Luni, deși puteau să bage meciul, dacă îl transmit, dacă nu, se poate n-au drepturile asupra lui, dar știu că ei dădeau Naționala Franței. Uite că este pe Digi Sport 2. De la ora 10, luni, 30 mai, este ultimul meci înaintea anunțării listei definitive a celor 23 de francezi. De altfel, cei mai mulți selecționezi vor anunța lista pe data de 31 mai, în cursul zilei. Gasquet a câștigat 6-2 până la urmă primul set cu Nikos Kyrgios și conduce cu 1-0 în setul 2, dar greu de-abia acum începe pentru talentatul francez. El știe să pornească în trombă, dar după aia să pierde. Să vedem. Deci Franța-Camerun, într-adevăr, luni de la ora 22, meciul este pe Digi Sport 2. Celălalt meci al Naționalei Franței ar fi pe data de 4 iunie, deci nu mai apare în ceea ce avem noi aici pe program, care se termină pe data de 2. Asta e, dar am lămurit-o cu ceea ce ne interesa. Meciurile sunt televizate duminică de la ora 17. Este vorba de ultima etapă din play-out. Foarte important. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă la tenis, pentru că suntem pe final de emisiune. A fost o zi bulversantă și la nivel de informații, da, interesantă și la Roland Garros. Deci calificare Miloš Raonic 3-0 cu slovacul Martin, calificare pentru spaniolul Albert Ramos, care până la urmă l-a dovedit pe Jack Sock în 5 manșe, toate cele 3 seturi pe care Ramos le-a câștigat au fost 6-4. Jack Sock a deschis seria cu o victorie la tiebreak și apoi l-a egalat la 2 pe Ramos, tot cu 6-4. Ultimele 4 seturi s-au terminat 6-4. 3 dintre ele pentru spaniol. Acesta este numărul 55 ATP, Albert Ramos. Este o performanță imensă pentru el, pentru prima dată în carieră. Acest spaniol necunoscut ajunge în optimile de finală la Roland Garros. Andy Murray l-a bătut, spuneam, în 3 seturi pe Ivo Karlovic, 6-1, 6-4 și tiebreak în setul 3, 7-3 pentru Murray. Se joacă 3 meciuri la această oră. Kei Nishikori are 6-3, 6-4 cu Fernando Verdasco. Însă atenție, Iberico a făcut break în setul 3. Are 2-1 și servește el. Richard Gasquet 6-2, 1-1 cu Nikos Kyrgios. Deocamdată francezul la cârma acestei partide, dar încă o dată spun, îl știu pe Gasquet, este cel mai talentat jucător din circuit, fără discuție, să nu se supere pe noi al de Nadal, Federer sau Djokovic, că nu-i cazul. Gasquet este peste ei, dar n-are mental, n-are pregătire, nu e făcut să domine circuitul. Este mai talentat și decât Monfils și decât Tsonga. După părerea mea, este cel mai bun jucător din circuitul profesionist, dar mi lipsesc multe, evident. Trebuie să ai o viață de metronom, de robot, ca să poți să devii numărul 1. Așa, doar din talent, sigur, el nu joacă decât din talent. La un moment dat nu iese ceva, îl bate în tiebreak Kyrgios în setul 2 și a pierdut meciul. Ce nu mai are capacitatea asta, de-aia n-a făcut niciodată nimic. Este în primii 10 în lume, sigur, acolo, dar nu mai mult.
Isner joacă cu Gabashvili, deocamdată meciul curge spre loterie, acolo unde Isner este Dumnezeu, adică în tie-break. 4-4 în primul set, este un meci la îndemâna americanului, care n-are cum să fie eliminat de acest gruzin care reprezintă Rusia. Isner este net favorit. De la ora 6, Stanislas Wawrinka are o partidă la îndemână cu Jeremy Chardy, iar de la ora 18 să-l vedem pe Gilles Simon dacă a recuperat după meciul 5 seturi din turul precedent. El îl întâlnește pe Victor Troițchi din Serbia, un meci la îndemână pentru Simon, dar trebuie să fie foarte atent pentru că sârbul a beneficiat de abandonul compatriotului său Lajovic în turul precedent și este un pic mai odihnit decât Simon. Acesta încercând sigur în stilul lui, da, să ducă meciul cât mai departe, va începe prost Simon, așa cum face de obicei, probabil 9 meciuri din 10 el le începe prost, pe care își revine și își învinge adversarii. El a trecut în turul precedent de argentinianul Peia, după ce acesta l-a bătut în primele două seturi. 3-1 Fernando Verdasco cu chei Nishikori în setul al treilea, spaniolul nu cedează. Isner are 5-4 cu Gabashvili, urmează rusul să servească. La fete, Halep și Begu au câștigat astăzi în 3 seturi, Halep în fața japonezei Osaka, 4-6, 6-2, 6-3, Begu în fața nemțoaicei Beck, 6-4, 2-6, 6-1, sunt calificate amândouă în optimi. Begu va juca împotriva americancei Shelby Rogers, care a desfințat-o pe Petra Kvitova, 6-0, 6-7, 6-0. Kvitova, favorită 10, este eliminată de vreme la Roland Garros în turul al treilea. Irina Begu va juca așadar în optimile de finală cu a treia americancă, după ce deja le-a eliminat pe Coco van de Veghi și pe Matic Sands pe traseul său, deci în al patrulea tur. Begu va juca cu a treia americancă, deci trei americanci și o nemțoaică. Simona Halep, după ce a eliminat două japoneze, pe Hibino și pe Osaka, și o jucătoare din Kazahstan, pe Diaz, va juca cu australianca Samantha Stosur, care a creat o surpriză astăzi eliminând finalista de anul trecut, Lucy Safarova, 6-3, 6-7, 7-5. S-a mai calificat Garbine Muguruza cu Janina Wickmayer, 6-3, 6-0. Sunt două meciuri în desfășurare, Agnieszka Radwanska cu Barbora Strățova, 3-2 pentru poloneză, favorită 2. Aceasta s-a încălzit mai greu, a fost brecuită chiar în primul game de Strățova. Până la urmă Radwanska a luat și ea două break-uri și acum are 3-2. De fapt, nu, nu a break-uit-o decât o singură dată, pentru că urmează să servească Strățova. Un singur break, așadar, a făcut Radwanska. Re-break, cum ar veni, este 3-2 pentru ea, servește cehoaica. Și în celălalt meci care se desfășoară, rusoaicele Kuznetsova și Pavliuchenkova sunt pe teren. 3-0 pentru Kuznetsova. Serviciu este la Pavliuchenkova. Mai avem un singur meci, Sloane Stephens, mare favorită în fața bulgăroaicei Tsvetana Pironkova, numărul 102 în lume. Tsvetana Pironkova, care a reușit o dublă performanță extraordinară pentru o bulgăroaică. Cred că și bulgarii, pe lângă Dimitrov la masculin, care a fost eliminat în turul întâi, o au totuși pe această Pironkova venită de nicăieri, probabil că urmăresc și ei pe Eurosportul bulgar, văd și ei pe undeva. Pironkova, să ne uităm un pic asupra traseului său, nu este o jucătoare lipsită de anvergură. A eliminat-o pe Sara Errani în primul tur, favorită 16, o gigantică surpriză, după care a trecut de suedeza Larsson în două seturi de asemenea. Iarăși o ispravă și acum joacă cu favorita 19, Sloane Stephens, care s-a debarasat de Gasparian și de Sepede din Paraguay. Dacă ar câștiga, bulgăroaica ar ajunge ca naționala Bulgariei la campionatul mondial din 94, încă nu chiar acolo, ar urma să întâlnească pe Agnieszka Radwanska dacă poloneza trece de Barbora Strățova.
5-5 Isner Gabashvili, 4-0 Kuznetsova Pavliuchenkova. Și urmează serviciu tot la Kuznetsova, care practic a rezolvat primul set. Berdascu are 3-2 în continuare cu break față de Kei Nishikori, japonezul conduce cu 2-0 la seturi, iar Richard Gasquet are 2-1, urmează să servească Nikos Kyrgios. În setul al doilea, primul a fost câștigat de francez 6-2. Atât pentru astăzi, fraților, ne auzim luni, rămâneți cu bine.